Ai terminat filmările la serialul Lia, soția soțului meu. Cum a fost ultima zi de pe platori? Bună! Chiar astăzi am avut ultima mea zi și a fost așa un vibe foarte mișto de vacanță. Toți colegii de unde săptămâna trecută erau așa foarte stresați că au mai rămas o săptămână. Astăzi toți erau, hai să facem, să terminăm, să iei, mai avem puțin. Și a fost, chiar a fost mișto și abia aștept să plec în vacanță. Unde va fi vacanța și pe ce perioadă ai liber, ca să spun așa? Noi avem liber toată luna iulie. De la sfârșitul lunii iulie reîncepem filmările pentru sezonul 2. O să plecăm cu soțul 5 zile în Grecia, doar atunci ne-am nimerit cât de cât cu programul liber. Și apoi o să mai plec o săptămână acasă la părinți, să-i mai ajut pe la curte, să mai stau și eu, să mă mai încarc de energie bună. Republica Moldova, Zubrești, Strășeni, e la vreo 30 de kilometri de Chișinău. Acum că te-am întrebat, aport așa și un ușor accent, dar altfel nu se simte. Da, da. Cum ai făcut să scap de el? Nu știu, nu m-am chinuit neapărat. M-a venit așa natural, plus că m-a ajutat probabil și perioada când am lucrat la radio în Chișinău. Dar da, mi-apare atunci când vorbesc despre casă, mi-apare atunci când vorbesc cu ai mei și când mă cert cu soțul. Apropo de soț, tocmai ați împlinit un an de la căsătorie. La mulți ani, să fiți sănătoși și fericiți. Cum ați marcat momentul? Mulțumim! Nouă. Am fost la ziua, la petrecerea de zi de naștere a doamnei Ruxandra Ion și ne-am petrecut acolo. Da, cumva, nu știu, am și uitat. Noroc că ne-au amintit mamele că facem un an. Dar Bubu nu este, nu știu, un romantic așa, să te surprindă cu diverse... Ba da, doar că sărăcuțul în perioada asta are atât de multe pe cap și ne-am și pregătit pentru botezul finuței noastre, care a fost weekendul trecut și a fost așa un amalgam de treburi și am uitat de noi. Apropo de copii, vă doriți, aveți în plan în viitorul apropiat sau mai îndepărtat să vă măriți familia sau încă mai simțiți nevoia să copilăriți? Da, să știi că am discutat despre treaba asta, mai ales că acum au început din ce în ce mai mult prietenii noștri să aibă copilași și așa și cumva suntem în cercul ăsta de părinți. Nu ne-am programat când, să zicem, un an, doi, când o să fie, atunci o să fie, dar clar o să se întâmple la un moment dat. Deci, cu alte cuvinte, ești pregătită și pentru acest rol în viața reală, rolul de mamă? Da, cred că da. Cred că am fost pregătită când eram mai tânără, să zic așa, pe la 20 de ani, după care mi-a trecut, după care acum iarăși. Am început să mă gândesc la treaba asta, da. Tu și Bubu, în ce context v-ați cunoscut și de cât timp sunteți împreună? Suntem împreună de 5 ani. Mulțumesc! Ne-am cunoscut pe când lucram cu Irina Rimes, eram project manager la ea, el fiind toboșarul ei. Ne-am întâlnit într-o dimineață la radio, când a mers Irina să lanseze o piesă nouă, Cosmos, îmi și amintesc. Dar faza asta e mai amuzantă când o povestește el, zice că era foarte obosit și când am intrat eu pe ușă, eram și blond atunci, a zis așa, parcă a coborât îngerul. Și a venit la mine și mi-a zis, bună, eu sunt Bubu Cernea și tu voi fi soția mea. Și am zis, pleacă de aici, ești dus cu capul. Dar uite că s-a întâmplat, a fost perseverent.